Bun, fraților, deci scuzați-mă la partea asta, însă acum am avut o problemă aici, microfonul meu a fost cam freaky, nu știu ce să zic. Deci, paziți că o să auziți niște chestii legate de electricitate și așa mai departe, care nu sună prea bine. Deci, îmi pare rău, însă nu știu ce are microfonul meu, cred că e posedat. Ăsta e singurul lucru care pot să-l zic. Deci, îmi pare rău pentru audio ăsta praf, ok, fraților? Ok, vă urez o vizionare plăcută, pe data viitoare, bye bye! Salut fraților Rollbox aici, bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Pokémon Leaf Green Randomizer Nuzlocke. Data trecută nu ne-am văzut de mult timp, știu, asta e faza problematică, ce să zic. Deci cam da, am fost ocupat cu școala, ce pot să vă zic. Și cu vacanța am fost plecat pe la țară, gen bunicii mei, așa să le fac o vizită și nu prea am avut timp să fac videoclipuri, dar nu e panică, man! Pentru că putem să continuăm acum să mergem în următorul oraș. Bun, îl avem aici, dragii noștri Pokémon. Îl avem. Apropo, cât timp eram off camera, le-am dat niște mișcări și pot să zic că acum sunt foarte insane. Here's why. Îl avem pe Make Your Wish, Jirachiul nostru legendar cu Selena Grace, cu Psychic, Stockpile, Flameweal și Rock Blast. Am găsit în magazinul ăla de unde se cumpăr Flameweal și mulți Pokémon au Flameweal, ce să zic. La dragul nostru Nuke, aici Calm Nature, Levitate, nu o să fie afectat viața lui de un Earthquake, cu Poison, Flameweal, Sludge și Fisher. Îl avem aici pe MLG Dew, mamă ce dorm era de MLG Dew, cu abilitatea Thick Fat, Hit and Cold Protection, nu-i dă mult atacurile de Fire Type și de Ice Type, și cu Hitbat, Flameweal, Icy Wind și Aurora Beam. Îl avem aici pe Godzilla, dragul nostru Godzilla, Impish Nature, Shed Skin, Bye Bye Poison, Cubite, Flameweal, Sandstorm și Rock Slide. Cred că o să scap de Flameweal pentru că evoluția asta oricum invocă Sandstorm-ul. Și îl avem pe dragul nostru Megabird. Megabird, ce faci? Cu Keen Eye, Relaxed, cu Flying, Flameweal, Cut și Fasad. Un move tutor orașul ăla ne dădea fasad și am zis că e o mișcare destul de bună. Și pentru cel mai nou membru Foxy, Calm Nature, așa, cu Synchronize și un moveset interesant, Flameweal, Curse, Leech Life și Quick Attack. Momentan nu învață mișcări speciale în afară de Flameweal, of course, însă am gândit să-i dau Curse pentru că mărește atacul și de cade speed-ul. Noi deja avem Quick Attack cu prioritate și Leech Life ca să ne healuim. Momentan ăsta o să fie moveset-ul, nu știu cât de bun o fi. Deci cam da, hai să mergem în orașul ăsta și să vedem care-i treaba. Saffron City, okidaki. Și stați așa, avem ceva foarte important în bug. Stați așa, fraților. Am uitat să facem un job extrem de tare care trebuie să-l facem. Înainte de asta, schimbare de planuri. V-ați întrebat vreodată de ce acest Team Rocket Grant sunt în jurul orașului ăstuia? V-ați întrebat voi vreodată? Ei, hey, here's why. Dacă ne ducem aici la casino, pentru că suntem niște copii normali, și ne ducem la individul ăsta, veți vedea un air aici. What the fuck are you doing? I'm guarding this poster, go away or else. Tu. Holy shit, no way, Team Rocket Grant would like to battle. Would like, Kappa. Ok, make your wish, I choose you. Kappa, hai să dăm Psychic. Get wrecked. Și mersi că mă blochezi până atât extrem de puternic. Mersi extrem de mult. Și nu știu de ce frame limit-ul e așa de praf, stați așa. Option, frame skip. Da, frame skip-ul e prea mare. Hai să nu ne băgăm acolo. Hai să nu ne băgăm acolo. Kappa, ok. One. Și get wrecked, you little piece of shit. Și stați așa. Mi se pare un pic cam laggy. Ok. Lăsați-mă să văd de ce e lagul ăsta și dacă îl pot vindeca vreodată. Vindeca. Allbox 2016, fraților. Bun, revin data viitoare. Bun, cred că am rezolvat. Cred eu că am rezolvat cu problema asta cu lagul. Cred că un pic am rezolvat.
se auzea și pe sunet și asta era faza. Și cred că ce am făcut acolo am fost dezactivat frame skip-ul și am selectat vertical sync. Și cred că a făcut ceva, cred. Ok. Hey, hai de poster. Let's push it, pentru că altceva n-avem ce să facem. Bun, let's fucking go. Let's fucking go. Ce e asta? Asta e ascultătoarea lor. Ei se ascund aici și fac planuri malefice tinghi. Deci cam da, asta e o chestie destul de prea pentru ei, pentru că sunt oameni răi. Ok. Asta dăm un progress pentru că știu că dăm. Sunt steel type, nu sunt afectat. Hei. Și yes. Bun, ar fi de trebuie. Atât am trebuie. Bun, bravo, make your wish. Make your wish OP momentan. Acum să vezi că o să vină un Charizard cu Choice Scarf care o să-mi dea Fire Blast și o să mă omoare. Și mi-a scăzut atacul, pentru că why the fuck not. Stockpile. Măcar să cresc defensurile și Sand Attack, deci jocul ăsta îl joci. Deci asta joci. Odor Sloth. Știu că acum Flame Charge-ul, cred, Flame Wheel-ul ăsta ar trebui să aibă 20% șansă de burn. Cel bite dacă era generația 6. Really? Really, nigga? Really? Nu, am jucat jocul ăsta cu Verlis. Nu-l mai joc cu alți Pokémon. Nuk, du-te. Hold. Ok, Flamewell. Și-și crește atacul, mamă ce mă enervează. Nu vreau să pierd randomizerul ăsta de la un Mightyena. Nu vreau, nu o să mai văd Mightyena în același fel. Competitiv merge cu ceva toxic boost, dar atacul său nu e cel mai bun, trebuie neapărat să aibă fasad. Neapărat. Și poate crunch-ul cu stab. Nu știu ce mai zici. You are not going to get away with this, brat. I'm not a brat. Ce asta? Ok. Tu Pekaberry. Bune, Pekaberry. Și Pekaberry e bun. Bun, hai să hai să-l batim și pe individul ăsta. Who are you? How did you get here? Prin tu poster. Nimic dubios. Pikachu. Pika-san, what are you doing here? Pika-san, please. Boss, please. Ca să mai aud glitch la muzică. Ok. Camera, don't worry, guys. Magnemite. Flame Wheel. Și dă ceva. That's what attacking. Mai trebuie să mai dau un T-Wave. Pentru că fucking logic. Da, you are just quickscoped. Ok, bag. Ok, merge cam freaky. Apăs pe buton. Ok, îmi trebuie și mie paralysis heal, please. Paralysis heal, please. Și dacă ar putea mi-e paralysis, te rog. Paralysis heal, there you are. Nope. Make your wish, please. Please. Și cred că floorul ăsta e terminat, nu? Da, am terminat primul etaj. Nu vrem să o luăm pe aici. Și trebuie să arată mereu ca ținul la care arată unde ești. Nu poate să fie într-o generație mai nouă. Boss said you can see ghost with the steel scope. Hey boss, fuck human. Hey boss. Ok, Dratini. Apropo, și a zis că îți trebuie neapărat aia ca să vezi fantomele. Aparent, aia ne trebuie nouă, trebuie să o furăm. Da. Că reasons. Bă, make your wish prea OP, să zic. Ce credeți mai? Trebuie să mai ținem în echipă, pentru că eu vreau să am un Jirachi. Dacă apar un Jirachi plus, există șansa să apară orice la random. Deci, în elita celor 4 poți să aibă și un Mewtwo. Deci, gândiți asta, Jirachi ne-a ajutat extrem de mult. Dacă bineînțeles, nu vine un Charizard cu Flamethrower. Atunci ne-am luat Quickscope-ul. Ok, 324. Shell. Ok, asta e periculos. Really? Really, nigga? Stockpile 2. Deja am stockpile 2. Ok, Frog Blast. Deci nu cred că dă mult. Nu o dă mult. Ok, lovește toate. De 5 ori? Bravo!
Bravo! Asta zic și eu. Ok, Flamewell. Get wrecked. Get fucking wrecked. Și ăsta să fie ceva XP. I surrender. Fuck you. Ok, chestia asta. Tiny mushroom. Good. Putem să-l vindem. Îl vindem la țigani. Ok. Hai să luăm asta. Aspir berry. E bun și aspir berry-ul. O luăm pe aici. You spin me round round baby. Round round round. Mamă ce TM bun. Mamă ce TM bun. Amber. Amber. Știți ce valoare are mișcarea asta? Mamă. Mamă, ne-a picat. Mamă, ce șmecher. Ok, cred că trebuie să iau pe acolo ca să iau item-ul. Cred că jocul meu e bântuit. Jocul meu e bântuit după ce sunete scoate. Ok. Bă, aș vrea să rezolv performanța asta pentru că mă enervează. Da, vedeți momentele astea că se oprește. Nu vreau ca la lupă cu cineva de aici pe care nu se da identitatea. O să fie așa gen lag. Ok. Bun. Fuck. Ok, rezolv cu lagul și revin înapoi locul ăla. Acum. Bun, deci cred că acum ar trebui să meargă. Am schimbat ceva la video acolo. Și presupunerea e că ar trebui să meargă. Bun. Deci o luăm pe aici. După aia o luăm pe aici. Și cam lag. Ce să zic. Rezolv eu o camera. Acum ne mulțumesc cu lagul ăsta și luptăm ca niște adevărați Pokémon. Ok. Bun, o luăm pe aici. O luăm pe aici. O luăm pe aici. Ăla-i, tati, ăla-i. Acolo nu putem să intrăm în liftul ăla, știu sigur dintr-un fact. Intruder alert. Holy shit, e intrus. Sunt intrus aici. Cine-i intrusul ăsta? Eu sunt intrusul. Fuck. Ok, progress. Direct. N-ai cum, n-ai cum. One hit KO din primul hit. Ce să zic? Ce să zic? Snorlax. Ei, hai, stai, dă-l încolo. Get wrecked. Get fucking wrecked. Get wrecked. Mechiorish e prea op. Mechiorish a făcut nivel 23. Snorlax. Hai să-l lăsăm pe Nuke. Deja, cum zic, Girach e prea op. N-am ce să-i facă, ce mișcă am dat. Ok. Double team, nu începe, nu începe. Nici să nu te aud. Ăsta e full suport. Deci dai Icy Wind. Nu poate să te atac, după aceea setez double team-uri. Nu poate să te atac primul, după aceea setez double team-uri. Holy shit, chestia asta e fucked up. Ok, hai să... Vedem în continuu, mă bat nici cu ăsta, hai ne batem cu toți, ce? How did you come here? Ok, Swinub. Hai să-i dăm un Rock Blast. Get wrecked. Uite că e Ground Type. Oh, shit, ce mă scrie. Ok, Flamewell. Get wrecked. Get fucking wrecked. Sneasel. Sneasel. Ok. Get wrecked, Sneasel. Așa, get wrecked. Bun. Faci și noi level. N-am văzut Pokémon. Deci trebuie să fie Ice Type. Stockpile. Și Encore. Nu putea să spam în stockpile-uri. Zic că ai făcut ceva așa de inutil. O, ce mă stresează. Encore fade the way, boom. Rock Blast. Rock Blast. Gata, nimic nu oprește pe Girachi, nimic nu oprește pe Girachi. Bun, hai să facem și noi level. Ah, fuck. Swinub. Swinub e bun, dăm Flamewell. Get wrecked. Mamă, dacă fac rost de Fire Punch. Mamă, dacă am făcut rost de Fire Punch sau Flame Thrower sau Fire Blast. Și Girachi poate să vețe prea OP. Amulet coin. Meh. Putem să-l
Scare that shines off of being traded the picture. Putem să o dăm cuiva. Well, well, well. Popsy, deep scale. Tiny amulet coin-ul, îl dăm lui, cum îi zice, ăsta, cu Jirachi. Ok, și nu cred că, cred că cu etajul ăsta sunt gata. Hai să urcăm sus, hai să urcăm sus. Cred că aici e ceea ce ne trebuie, cred. A, nu, trebuie să o luăm jos. Bine ați venit pe Old School Gaming Room, canalul pe care, dar apoi în sus, realitatea trebuie să o iei pe jos. That's all of the sense. You got one for Mate, that's where coming. Holy shit, de unde știai asta? Delibird. Și tare dacă e toți antrenori. Ăla tot zică că știa deja. Deci cum ar veni minte. Deci cum ar veni minte. Bun, nivel 24. Make your wish. Snorant. Framework. Și cred că o să-și ia rectul. Așa la rectul. S-ar putea că probabil să aibă Pokémon de gheață, dacă mă gândesc. S-ar putea să aibă Pokémon de gheață și de Dragon type. Ce-am văzut. Hai, jump kick! Are you fucking kidding me? Are you? Nu, nu, n-are cum, n-are cum. Am avut eu. Hai, fuck, motherfucking jump kick. Și pe cum să nu învețe. Să-l I'm hanging out it. Because, pentru că nu vreau să pierd mișcarea asta extrem de bună. N-a, vreau, nu vreau. Hai să... O luăm aici. Elixir, e bun și elixirul. Dar e bun, ar fi dacă ar avea ca mega bucket band. Bucket band e destul de bun. Ăla o să mă duc acolo, deci n-are cum. Ăsta de la mijloc, ăsta de la mijloc 100%. Tu ce zici? Stop meddling in Team Rockets of Fear or else you will die. Ok, make your wish, du-te, psychic. Get wrecked. Deci make your wish e prea OP, nu știu ce să zic. Cred că ar trebui să, nu știu, mie cam frică să-l... Ua, ce mă speriai, ce mă speriai. Ok, get wrecked. Așa, Voltorb, gata, nu mă mai risc, nu? Nu mă mai risc. Du-te, nuc, nuc. Voltorb, the poison gas. Holy shit. Holy shit, speriai. Holy shit. Mamă, dacă l-o mora, nu știu ce făceam. Sunt și când de la școală. După zi stresată de școală, vrei să mergi Pokémon-ul. Da, mi se pare logic. Și credea că să mai că aș pe ăla micuț, el o să mă poate bate. Fuck you. Holy shit. Mamă cât dă. Ok. Get wrecked. Nivel 25. Smokescreen. Nu, nu pot să fiu ninja în pac. Nu pot să te fac ninja. Are rău. Ok. Și aici ar trebui să fie un item. Zinc. Magneziu și zinc. Ok. Aici ce? Never metals. Păi avem atacuri de gheață. De fapt e asta. Ce item are MGDU? Stai așa. MGDU Summer. Are... Spun acum... Scope Lens. Meh, vreau scope lens, știu și eu. Never melt ice. Holy shit, never melt ice-ul e mai bun, da. Aurora beam-ul ăla o să dea. Ok, hai să vedem ce iteme mai au, nu știu. Hai, summary. Ăsta are raspberry, da, îl dăm lui Nuke. Orice mai bun, baby. Give. Da, switch, get the switch out. Ce aici? TM low kick, fucking low kick. The lift doesn't work, it was the lift key. Vedeți lift? Cred că dacă era foarte atent, dați un lift acolo. Ei bine, noi trebuie să, cum ar veni, să luăm o cheie de la lift ca să-l putem folosi. Deci da, de fapt, okay. Deci da. Ok, make your wish, swine, și nu mai am mișcări. Fuck, framewell. Get direct. Ok, make your wish, a făcut nivel 25. Gata, a făcut nivel 25. Refresh. No, am totuși așa mai departe. Nu cred că-mi trebuie. No!
Ok, ce nu? Oh, I do the left, the left. Fuck you. O să iau eu asta, please. Ok. Ce mai zici? Oh, no, I dropped the left key. Ah, nu zici nimic deosebit. Nu e nimic. Căci eu o să dau potion pe make your wish. O să mai dau unul pe nuke, pentru că nu vreau să fac greși, uite animația aia. Dau și un berry jos. Ca să, că oricum nu ne trebuie. Și o să fac puțin în magazin. Și uite, ok, vedeți cum aia trebuie să ajungem noi. Ok. Deci hai să ne grăbim până acolo, zic eu. Și da, ne vedem când ajungem în zona aia. Stay tuned. Bun! Și am rezolvat ce trebuia să fac. A fost ceva care trebuie să fac rapid. Bun, și avem un Larvitar. Larvitar. Ok, hai să dăm un Leech Seed. Super efectiv. Și nu dă nimic. Bravo. Și hai să dăm un Curse. N-am încercat să dau. Speed Lord, dar atac cu Skyrocket. Da, mai dăm cursuri. Deși nu e cea mai bună chestie din lume. Da, am încercat, nu știu, încercăm și un set fizic, I guess. Și acum să dea mai mult, automat. M-am încercat de defensul nesimțit de mult. Holy shit. Pe bune, Larvitarul ăsta se dă șmecher. Larvitarul ăsta se dă șmecher. Am și un Pupitar, dar n-am un Larvitar. Gata, get wrecked. Bravo, Foxy. La, încă un Larvitar. Iar mă bat cu Larvitar. For God's sake. Too many Larvitars. Ok, critical. Ăla-i, tati. Ăla-i. De ce îmi scădeți defensul toți? De ce? De ce? Măcar Leech Seed-ul dă ceva, Leech Life-ul, pardon. Și acum să trebuie pe o Pokémon care o să dea KO, presupun. Hai să mai dăm un Leech Life. Un Tag Life. Ok, gata. Foxy, gata și Sudo, Udo. Și a plecat Sandstorm-ul, bun. Și Sudo Udo are o față extrem de smexy acum. Holy shit, no, no, no. Nope. Nu mă convingi, nu, nu. N-ai ce să faci. Nu, nu, nu. N-ai cum să faci, n-ai cum. N-ai cum. Și mi-a luat Icy Wind-ul. Ia mă, folosește Icy Wind pentru mine, hai. Bă, folosește Icy Wind pentru mine, ce? Oh my god, aaa, MLG Dew. Mamă, era la viață mică și ăla îmi dădea flail. Mamă. Și ușa s-a deschis. Bun, bag. Ok, hai să luăm un super potion. Bun. Hai să mai luăm un super potion. Bun. Și hai să vedem cine-i boss-ul. Cine ești tu? Cine ești tu? Nu, nu l-am văzut pe individul ăsta în viața mea, nu. It's a complicated words and numbers that make no sense. Ok, tu ce zici? So, I must say I'm impressed you got here. Team Rocket catchers Pokemon from around the world. They import tools for keeping our criminal enterprise going. I'm the leader, Giovanni. For your insolence, you will feel a free world of pain. I'm Giovanni, Italiano. Mamma mia. Asta-i Mario. Are un Master Ball? Are un Master Ball individual ăla? Wow. Ok, Foxy. Foxy n-are ce să facă. Corso ăla asta mă poate face praf. Corso. Dacă găsesc o corsola, vă promit că o numesc Corso, categoric. Ok, Mega Bird. Bubble. Mamă, ce intimidant e individul ăsta cu bubble-ul lui. Ok, fasad. Nici nu dă mult. Bubble Beam! Nu, nu fugi. Nu fugi. MLG Dew, du-te. Du-te, MLG Dew. Not very effective, not fucking very effective. Ok, get quick scoped. Și pe bune, corsola asta mă are counter pentru toată echipa. Really? Ok, hai Flimwell, poate dăm un burn. Nici un pic. Pe bune, are din corsola ăsta să ne facă praf? Nu. Hai să scădem și ei viteza. Și cred că MLG Dew e counter perfect pentru ea. Deși nu dă not very effective. Headbutt.
Încă un headbutt. Flinch. Încă un flinch fără număr. Încă un flinch. Holy shit, oh baby, a triple. Oh yeah. Holy shit. Ok, Anorith. Ce era Anorith? Mamă, 3 criticuri. Holy shit. Water gun. Ok, get wrecked. Ok, hai să dăm încă un Aurora Beam. Mad Spart. Really? Ok, încă unul. Și nivel 26. Vreo mișcare de apă? Nu? Lord Helix is back, guys. Lord Helix e înapoi. Holy shit. L-am lăsat? Încă l-am în Ghiozdan, nu? Stați așa. Cred că l-am în Ghiozdan. Helix, Lord Helix, binecuvântează-ne să scăpăm de satana asta care vrea să ne facă rău. Really? Really, nigga? Really? Really? Ok, get poisoned. Ok, sludge. Really? Ai de gând să faci asta? Dar măcar avem poison-ul ăla going on. Damn! Damn, cât a dat aia. Holy shit, nu mersi. Nu, nu, nu se fac, nu. Make your wish, du-te. Du-te și fă-l praf, nu, nu, nu stau de vorbă. God or not, nu mi-l omor pe nuke. Get wrecked. Și special defense drop down, pentru că am Serena Grace. Get wrecked. Papa, papa. Asta se văd dacă te pui cu mine. What? I can't, it can't be. I see that your rice Pokemon with the utmost care. A child like you never understand what it's hope to achieve. I should step aside this time. I hope we meet again. Ce asta? Silp Scope. Fix asta îmi trebuia, fraților. Ce face chestia asta este că... Ia, să vă arăt acum. Silp Scope-ul makes Pokemon usable visible. It makes by Silp Scope. Țineți minte că chestia asta e o chestie foarte importantă. Ok, okay. Dacă aș avea și eu acum un escape rope, please. Da, am 4 de dintre ele. Și putem să ne teleportăm afară, foarte convenient. Câți bani avem? Curiozitate. Ceva bani, cred că o să mai cumpăr chestii și așa mai departe. Nu vă faceți griji, rezolv eu. Așa, heal my Pokemans, my Pokeballs. We have to see you again. Deci, da, fraților, în episodul ăsta am învins echipa rachetă, mulțumesc că v-ați vizionat așa acest episod, nu uitați, uitați-vă acolo jos la butonul ăla de like și dacă nu, la de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!